CoderDojo am tot povestit în ultimii ani. Sunt super fericit că acum pot să vorbesc câte ceva despre BioCoderDojo, un context care aduce împreună elevi de gimnaziu și de liceu, pasionați și activi în, atât în zona științelor vieții și cât și în zona programării. Practic am avut un... am generat o soluție pentru copiii care sunt pasionați și doresc să devină medici, care nu prea aveau cum să-și valorifice interesul și pasiunile. Le-am creat o asemenea soluție. Așa. Până una alta, suntem un proiect unic în România, pornit de un an și vreo lună în Timișoara. Este un context non-formal de educație deschis, bineînțeles, în care abordăm problematica bioinformaticii, a biologiei sintetice, a tehnologiilor din zona de e-health și, mă rog, multe alte lucruri din sfera asta. Suntem o comunitate vie, avem evenimente săptămânale în care copiii se întâlnesc cu concepte noi, învață împreună și, foarte important, învață de la experți care vin din diverse domenii, de la filozofie. Am avut oameni care au vorbit despre etică, bioetică. Am avut artiști care au prezentat noi forme de creație care implică utilizarea unor tehnologii din zona geneticii sau microbiologiei, dar bineînțeles am avut fizicieni, am avut chimiști, geneticieni, ingineri care muncesc în zona dezvoltării de echipamente medicale. Nu învățăm doar tehnologie, nu învățăm doar biologie și programare, ci punem foarte mult efort și timp în dezvoltarea lor din perspectiva celor soft skills care cumva se încep să devină din ce în ce mai importante și le permite să valorifice partea de hard skills într-un mod mai bun. Facem extrem de frecvent vizite în companiile din Timișoara care se ocupă de această zonă. Am fost pe la Hamilton, plănuim să mergem la Flex și în mod spectaculos reușim să vizităm și laboratoare de la Oncogen până la laboratoarele de la Centrul de Genomică al Universității de Medicină sau la Universitatea de Agronomie și medicină veterinară. Copiii ajung efectiv să practice, da? Să pună mâna pe pipete, să conducă mici experimente. Tot acest demers e construit pe existența unor interese comune și împărtășite de către acești copii, de, știu, ambiția pe care o au de a explora un domeniu nou, deschiderea pe care o au față de domeniu și față de lucrul împreună în descoperirea lui. Reușim să îi ducem atunci când epidemiile de coronavirus nu ne împiedică la competiții internaționale. Trebuia să fim la mijlocul lui martie la Milano, s-a amânat undeva pe mai și mi-e teamă că nici atunci nu o să fim în stare să ținem lucrurile sub control. Dar am fost la Moscova și copiii au reușit să ia un premiu acolo la prima lor participare la asemenea competiție. Nu prea avem competiții de genul ăsta în România și atunci ieșim afară. Ne conectăm la rețele globale de demersuri similare, care, din păcate, nici măcar în Uniunea Europeană nu sunt extrem de frecvente. E spectaculos cât de activ sunt cei din sud-estul Asiei, inclusiv China și, mă rog, sper să fie bine din perspectiva asta.
Ce mai facem? Copiii, după ce au participat la tot felul de evenimente în care au prezentat programul nostru și au dat seama cât de mare este interesul celor mai mici de copii. Și efectiv, suntem acum într-o perioadă în care dezvoltăm o abordare dedicată copiilor de clasele a 6-a, a 8-a, încercând să le introducem lucruri mult mai avansate decât ceea ce fac la școală și aparent sunt capabili să își încheșească informații din domeniul acesta atipic și destul de rar întâlnit. De ce vorbim de educație deschisă în ceea ce este BioCoderDojo? Pentru că reușim să eliminăm orice bariere, facilitând accesul copiilor la experiențe și resurse educaționale de foarte bună calitate. Ceea ce facem este gratuit pentru copiii care participă, bazat ca și la CoderDojo pe implicarea voluntară a unor mentori veniți din domenii conexe. Reușim să ne updatăm abordările și acum chiar suntem într-o fază de pregătire acelui de-al doilea an de implementare a programului. Colaborăm foarte bine cu profesori experți din țară și din străinătate. Utilizăm rețelele sociale atunci când modalitățile de comunicare și de colaborare sincronă atunci când oamenii nu se pot deplasa aici, așa copiii au reușit să interacționeze cu experți de la Oxford sau de la Moscova sau din alte părți, dar au fost și fizic, de exemplu, la Institutul de Biochimie al Academiei Române în București. Ce fel de resurse utilizăm pentru a deschide domeniul ăsta către funcții de care ne ocupăm? Lab Exchange e o chestie fenomenală, lansată acum o lună și ceva, construită ca și filozofie cu plecare de la edX, pe care probabil că știți, ca și proiect de facilitare a accesului la cunoaștere dezvoltat de cei de la Harvard și, mă rog, care și-au atras și parteneri din industrie. Utilizăm librării open source din Python, efectiv, înspre Python au venit creatori de tool-uri și au dezvoltat un set complex de librării utilizabile în domeniul bioinformaticii. Mă rog, chestiile cunoscute, PubMed, Google Scholar și așa mai departe. Lab Exchange e o chestie spectaculoasă pentru că, efectiv, le oferă copiilor posibilitatea și, mă rog, educatorilor lor posibilitatea să creeze experiențe educaționale, să creeze module pe care să le adapteze la nevoile grupului local. Ținând acest grup în contact cu alte implementări în alte părți, facilitând cumva accesul la mentori care le pot răspunde extrem de rapid la întrebări. O chestie spectaculoasă e existența unor simulări de laboratoare în care pot fi efectiv dezvoltate și implementate protocoale de experimentare. Ce mai facem? Vrem să reluăm un ciclu de recrutare, să ne creștem echipa de mentori, să cumpărăm mici bucățele de echipament și în același timp să dezvoltăm propriile noastre echipamente, plecând de la design-uri open source, bazate pe Raspberry, pe Arduino. Există resurse și în domeniul ăsta. Organizăm o tabără de vară
și sperăm să participăm în anul ăsta și la competiții în partea alaltă de lume, nu doar în Moscova, vrem să ajungem la Boston. Bineînțeles, vom fi de întâlnit la Timișoara Science Festival și la Noaptea Cercetătorilor, dar până atunci, oricând, sâmbătă de la ora 4 la ora 8, putem fi vizitați la baza noastră de activități în mansardă de la Mircea. Putem fi contactați pe telefon sau e-mail și chiar vă așteptăm să îi întâlniți pe pruncii de care ne ocupăm, care sunt invitați frecvent să le vorbească și studenților și săptămâna viitoare vor participa la o sesiune de o conferință, da, organizată de studenții de la medicină alături de foarte buni profesioniști din genetică și informatică, prof. Mulțumesc mult!